Ne-am întors din scurta pauză de publicitate și dacă nu ați reușit din diverse motive să fiți alături de noi în prima parte a emisiunii, v-am promis că o să avem un alt invitat pe partea a doua. Este vorba despre profesorul universitar Dr. Tudorel Toader, este rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Îi spun bună seara și bine ați revenit la noi. Și moment aniversar, la mulți ani, Oaică, da? Bună ziua, mulțumesc, bună seara, mulțumesc pentru invitație, da. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași este în sărbătoare. 161 de ani de la înființare, este mult. Este frumos, este prima, cea mai veche universitate din România. E adevărat că bucuria și aniversarea celor 161 de ani se realizează în condițiile pandemiei pe care le știm. Dar am avut festivitatea așa în aula universității pe data luni acum. Au venit invitații, am respectat distanțarea, am purtat măști celelalte. Urmează toată săptămâna, sunt acțiunile la nivelul fiecărei facultăți. E un program generos, frumos, care se desfășoară și va culmina, să spunem așa, șirul acesta de evenimente cu expoziția de flori de toamnă, de crizanteme, sâmbătă la orele 11 în Grădina Botanică, la care vă așteptăm. Cred că majoritatea ieșinilor așteaptă momentul acesta să vadă frumoasele crizanteme specifice anotimpului. Da, eu cred că este un moment unic. Că Grădina Botanică e mare, e frumoasă, că avem cercetători științifici acolo desăvârșiți, că avem exponatele acelea excepționale, că avem peisagiști foarte buni, că avem un director al grădinii botanice de toată isprava, cum s-ar spune. Dar cred că ar fi bine să menționăm cum vom intra de sâmbătă la grădină. E aceeași regulă cu certificatul verde sau putem intra? Da, vedeți acum, noi nu adăugăm la ceea ce hotărăsc autoritățile. Dacă autoritățile hotărăsc că trebuie să intrăm cu certificat, așa vom face. Adică noi nu facem rabat de la regulile stabilite, dar nici nu adăugăm la ceea ce la nivel central se decide. Tot cazul, măsurile astea eu cred că sunt necesare și bune, pentru că ne feresc și Doamne ferește de cei mai rău să ne convingem pe propria speță, așa să spunem, să ajungem în starea respectivă. Deci prudența e necesară, binevenită și trebuie să luăm astfel de măsuri. Da, așa e, cum spuneți și dumneavoastră, sănătatea înainte de toate e important și sperăm să înțelegem cu toții acest mesaj. Până la urmă ne dorim să fim sănătoși în perioada aceasta, să măcar sărbătorile să le petrecem în familie și să fim aproape de cei dragi, nu? Noi ne dorim să fim sănătoși pe viitor, ala lor. Viitor, da. Eu spuneam cândva și îmi face plăcere să repet. Noi, sigur, individual avem libertatea să alegem. Vrem, nu vrem, ne vaccinăm. Asta e o opțiune personală. Dar noi n-avem voie să punem în pericol sănătatea sau chiar viața altora. Adică una este libertatea mea ca individ, alta este sănătatea publică, o valoare comună. Așa este. Care trebuie respectat. Și este pedepsită conform legii. Să nu ajungem la pedeapsă. Să nu ajungem, dar să fim cumva moral și să gândim drept, nu? Pozitiv și protectiv. Și protectiv pentru cei din jurul nostru. Bun, iată o săptămână plină cu activități la universitate. Ați început anul la început de octombrie, anul universitar. Da. Cred că în format fizic, după aia ați trecut în online. Acum o să continuăm așa, bănuiesc o perioadă. Vedeți dumneavoastră, Comitetul ăsta național pentru situații de urgență a recomandat Ministerului Educației ca la rândul lui Ministerul să recomande universităților timp de 2 săptămâni să trecem în online. O să puteți spune, dar de ce recomandări peste recomandări? Pentru că Ministerul Educației, de bună seamă, știe că trebuie să respecte autonomia universitară. Adică nu poate să impună să treacă peste această cupolă care permite universităților să ia măsurile necesare. Noi am luat act, cum se spune, am ținut cont de recomandarea Ministerului Educației și 2 săptămâni de zile am trecut cu toate activitățile în online.
Timp în care vedem că, care sunt evoluțiile, evoluția stării de pandemie, evoluția eventualelor reglementări normative, funcție de care ne pliem, ne adaptăm, pentru că dorința studenților, dorința noastră este să ne întâlnim în anfiteatre, să ne întâlnim în laboratoare, în sălile de seminarii față în față. E o dorință, e o cerință a actului didactic, dar dacă vreți, e și o bucurie și o plăcere. Eu mă uitam și acum dimineața am văzut acolo la universitate un grup de studenți. Atâta bucurie la ei, aia simplă de a se întâlni, de a se vedea, de a se saluta, de a-și schimba impresiile. Însă, dincolo de această dorință, această bucurie, este ceea ce spunea și dumneavoastră, spuneam adineauri, obligația până la urmă să ne protejăm și să protejăm sănătatea altora. Sperăm că avem perioada asta de pandemie să diminueze, să treacă cât mai repede, să revenim la o viață normală. Bine, două săptămâni o să fim pe online, după aia avem cumva un plan sau o să se decide pe viitor, imediat după ce trec aceste două? Vedeți că ordinul de ministru spune așa, că universitățile urmăresc săptămânal, în fiecare zi de vineri, la sfârșit de săptămână, și își pot adapta scenariile. Uh-huh. Funcție de ce? Păi funcție de evoluția pandemiei, funcție de eventuale reglementări. Deci stăm cu ochii pe cele două coordonate, ne protejăm sănătatea și realizăm educația. Da. Și pe lângă asta și multe plecări ale dumneavoastră în principal, multe vizite, toate cu scop foarte bine definit. Ați mai primit și aici la rectorat, la universitate, vizita unor persoane importante. O să ne spuneți noastră despre cine e vorba. Da, vedeți, noi avem 6 prorectori, ceea ce înseamnă că toată activitatea universității este împărțită în 6 direcții, 6 domenii. Unul mai important decât celelalte. Unul din cele 6 domenii se referă la relațiile internaționale, colaborarea internațională. În ziua de astăzi și pe viitor, nu poți să rămâi izolat, nu poți să trăiești izolat, pentru că învățământul se internaționalizează. Au apărut deja universitățile europene. Noi facem parte dintr-o astfel de universitate, un astfel de consorțiu. Un coleg de-al meu, prorector, este acum împreună cu alți colegi, profesori, sunt la Salamanca, participă la un consorțiu din acesta cu un proiect internațional. Eu am fost cu un alt coleg, un prorector, zilele trecute la Geneva și am participat la reuniunea grupului Coimbra, care e cel mai prestigios grup de universități din Europa. Iarăși cu proiecte comune, celelalte sunt finanțările europene, se fac strategii, se fac alianțe, se depun. Împreună putem să ridicăm nivelul de pregătire a studentului, că studentul este și el la rândul lui un student european. Piața muncii este o piață a muncii europene. Studenții trebuie să pregătiți în această perspectivă să facă față cerințelor specifice unei funcții de aceeași natură, că în România, că în Franța, că în Italia sau că în Germania. Și atunci am primit și vizite de ambasador și ieri, de exemplu, au venit 2 distinși academicieni din Republica Moldova, am vorbit iarăși despre proiecte. E o dinamică firească, spunem noi, benefică, sperăm, pentru educație și pentru cercetarea științifică. Și pentru educație, și pentru cadrele didactice, și pentru atât, cum spuneați, și pentru studenți în principal, dar și cadrele didactice au foarte mult de câștigat din schimbul acesta de experiență. Mă gândeam cum arată universitățile din Geneva, de exemplu, sau care e acum atmosfera acolo, chiar dacă e pandemie. Da, vedeți, aici este o mică deosebire. Care și anume faptul că în Geneva lumea s-a vaccinat mai mult decât în Iași sau decât în România. Și atunci protecția asta pe care și-au acordat-o până la urmă este mai ridicat. Și acolo, mai relaxant acolo probabil. Tot... Da, și acolo se poartă mască și acolo se stă la distanță, dar viața se desfășoară normal. Lucrările s-au desfășurat chiar în biblioteca Națiunilor Unite, Palatul Națiunilor Unite. Și este o viață normală, aproape
tot felul de activități, de nu se vede o restricție din punctul ăsta de vedere, dar se știe că lumea se vaccinează și poartă mască, distanță, se dezinfectează, măsurile necesare. De altfel, deja ne-am obișnuit, ne-au intrat în mână aceste obiceiuri, dacă le pot numi așa. Până la urmă, iată, trebuie să privim și partea bună, nu mai avem hepatita A. Spălatul pe mâini cumva a devenit acum un obicei firesc și cumva tendința e să mergi prima dată când intri în casă, duci la baie să speli pe mâini, clar. Aici, dacă mi-îngăduiți partea bună, eu cred că e și alta. Faptul că suntem mai atenți cu sănătatea noastră. Și cred că meritam asta. Trebuia, nu că meritam. Chiar trebuia mai mult decât... Mai multă atenție pe zona aceasta. Da. E bine că s-a întâmplat și asta, chiar dacă s-a întâmplat în 2021, 2020, da. 2021, dar e bine că suntem acolo. Bun, în afara acestor restricții care sunt, iată, online-ul care e prezent, anul universitar a început și cu noutăți, poate sunt noutăți pe care ar trebui să le știm. Da, noi ne extindem așa... Ați început, știu că la Botoșani și Focșani ați început deja. Când folosim formula ne extindem, are toate sensurile posibile. Adică ne extindem sub aspectul numărului de specializări. Uh-huh. Noi în oferta educațională, astăzi, când vorbim anul ăsta școlar, avem 205 specializări. Deci 205 specializări, profesie dacă vreți, din care tinerii pot alege. Înseamnă că ne extindem oferta educațională, înseamnă că venim în întâmpinarea cât mai multor așteptări legitime. Ne extindem și din punct de vedere teritorial. Că am făcut filială la Botoșani, că am făcut la Focșani, că am consolidat extensiunea de la Bălți, de la Chișinău, că pregătim o altă extensiune la Vorhei, că pregătim la Ismail, la Cernăuți, la Odessa. Deci e totuși o extindere și aceasta. Pe de altă parte, online-ul în sine, învățământul online, permite, pentru că, uitați-vă, permite această extindere. Eu țin cursul la anul 3, lunea după amiază. Unul dintre studenți spunea că este în sudul Franței. L-am văzut mereu prezent, activ și zice, domnul rector, dacă n-ar fi online-ul, eu n-aș putea participa la cursuri, că are un job acolo, treaba lui, îi la fără frecvență. Și zice, pentru mine, îmi pare rău să spun, este foarte bună această perioadă că îmi permite să fac facultatea. Deci ne extindem și pe canalul ăsta de comunicare online. Și probabil că este firesc ca universitatea, fiecare din cele 15 facultăți, să aibă o dezvoltare continuă sub aspectul specializărilor, ofertelor educaționale, calitatea predării cu toate inconvenientele online-ului. Avantaje și dezavantaje, de altfel, ca peste tot, dar iată cum e și cazul acestui student, el vede partea bună a lucrurilor și e un avantaj bun pentru el, până la urmă. Sigur că da, dar uitați-vă numai când vorbim de înscriere. Foarte mulți candidați s-au înscris online. Deci n-au mai fost nevoiți să vină din locurile lor de domiciliu la Iași, să stea la rând, să depună dosarul. Online l-a încărcat, un click și m-am înscris. Îi confirmă și în regulă. Dar avem mulți care s-au înscris din alte țări, care poate n-ar fi venit la Iași să se înscrie. Și în felul ăsta se face că avem studenți și tineri din multe, multe țări. Astăzi dimineața am fost în Căminul, unde sunt cazați studenții străini Erasmus. Să întrebam câți avem fizic aici. 96. Și m-am dus eu acolo unde le-am făcut un hub, o sală de lectură, celelalte, să vedem condițiile, să ne asigurăm că totul este în regulă, cu distanțare, și este bine. Ne-am întâlnit cu ei, am schimbat câteva cuvinte. Viața merge înainte, ca să rimeze.
Așa e, viața merge înainte cu bune și cu rele. Suntem aici și iată că, deși a fost această pandemie, nu v-a încurcat deloc, pot spune, pentru că ați continuat să scrieți proiecte. Spuneați și într-o ediție anterioară că aveți o echipă foarte bună în zona aceasta care se ocupă de scrierea proiectelor. Ați obținut finanțare pentru anumite clădiri pe care doreați să le renovați, să le modernizați și spuneați înainte de a intra în emisiune că ați fost de dimineață într-o vizită pe șantiere, de altfel nu puține la număr. Sigur, este muzeul de istorie naturală, care probabil într-o lună de zile se termină. Acolo pe Independenței, știți, vis-a-vis în curtea la medicină este o clădire generoasă care ia universității și în care am depozitat exponatele de muzeu pe timpul și m-am dus să vedem care e stadiul, că schimbăm totul, mobilier, vitrină, adică nu numai clădirea să fie nouă și muzeul în sine. Sigur că da. Și am vorbit cu angajații de acolo, ne-am asigurat că suntem în grafic. Dar înainte de a veni la dumneavoastră în emisiune, apropo de biroul de proiecte de dezvoltare, am primit un mesaj că de la ADR Nord-Est ne cer niște clarificări pentru un proiect destul de generos, de la Potoci și Iezăreni, un proiect comun de multe milioane de euro, și îmi spunea șefa de la birou că trebuie o hotărâre de birou executiv, hotărâre de senat, ca să trimită clarificări la Piatra Neamț. Mâine dimineață avem ședință, sigur că vom adopta astfel de hotărâre care dă drumul la finanțarea proiectului respectiv. Vă invităm la stațiunea de la Potoci, care e pe malul lacului, la Bicaz, generoasă ca dimensiune. Acolo avem un vaporaj și o stațiune pe care, sigur, o modernizăm pe baza acestui proiect despre care vorbeam. Da. Și știu că ați reușit cumva să atrageți numeroase proiecte pentru toată universitatea, pentru stațiuni de cercetare și dezvoltare. Da, vedeți dumneavoastră, practic statul ăsta român are grijă de noi cu alocația bugetară, cu salarii, cu burse la studenți, cu contravaloarea alimentelor de la cantină. Dar nu poți să stai cu mâna întinsă la stat, pentru că sunt atâtea linii de finanțare naționale și europene pe care trebuie să le cunoști, să aplici, să scrii proiecte și poți obține bani care completează finanțarea de la buget. Avem proiectul acela mare de 19 milioane de euro. Proiectul despre care vorbeam acum are 14 milioane de euro. Avem multe, multe proiecte de al de 2, 3, 4, 5 milioane de euro. Sumele astea sunt necesare, evident, dar completează efortul financiar pe care îl face statul. Noi avem 9 stațiuni de cercetare științifică și practică studențească. Din proiectul ăla mare de 19 milioane de lei, facem 10 laboratoare dotate ultra, ultra modern, care ce înseamnă? Că studenții, doctoranzii, profesorii, cercetătorii științifici vor putea să cerceteze, să obțină rezultate, să publice și efectul este acela că ne vom poziționa și mai bine în clasamentele internaționale. Repet, ideea este asta. Nu putem sta numai cu mâna întinsă la stat. Dacă avem surse alternative, ar fi păcat să nu le antrenăm, să nu le valorificăm. Bine, și pe lângă aceste finanțări interne, sunt și cele de la Uniunea Europeană pe care le putem accesa și fonduri nerambursabile care sunt binevenite, clar, pentru orice direcție. Acum, mai e ceva și să nu ne ascundem de realitate. Colegii noștri, profesori, cercetători fac o treabă minunată de obține aceste proiecte, le pun în aplicare cum e obiectivele lor. Dar în același timp, munca lor este răsplătită. Că într-un proiect e și fondul de salariu, adică nu fac muncă patriotică sau numai de dragul științei și a universității. Au și un câștig, că până la urmă
în mall, nu te duci cu cartea de vizită sau bucuria că ai fost director unui proiect. Sau te cercetător, duci, nu? Sau ce, te duci cu un card la tine, dacă nu, stai acasă. Așa e. Bun, în ce stadiu mai sunt lucrările pentru căminul nou pe care urmează să-l avem? Da, noi avem 15 cămine. Astăzi când vorbim, care sunt ocupate, bun. Funcționale, da. Respectă condițiile, sunt chiar bine amenajate, dar prin Compania Națională de Investiții am obținut finanțarea pentru un cămin în spate acolo, în spatele cantinei Titu Maiorescu. Un cămin modern, ultramodern, cu 205 camere. Proiectul la dosarul l-am dus eu personal la Compania Națională de Investiții în septembrie 2016. Între timp, toate etapele necesare și cu contestații, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, gata, a câștigat o firmă de aici, din Iași, își văd de treabă, au fost contractați de către Compania Națională de Investiții, când se termină lucrarea, noi vom fi chemați, proces verbal, ne-l predau, poftiți, folosiți-l sănătoși și cu rezultatele când scontate. Când ar fi acest termen? Termenul este de 18 luni. Nu-i mult față de cât am așteptat și față de importanța obiectivului, dar mai avem ceva care aș spune că mie mi-este drag, așa îmi place, dar îmi plac toate obiectivele pe care le avem, vă dați seama. Dar dacă știți, acolo în piață la Nicolina avem două cămine, două blocuri, numitele G4, care sunt destul de depășite ca stare de confort. Acum suntem în stadiul în care am făcut puzzle, suntem cu studiu de fezabilitate, respectăm perimetrul, deci nu râvnim la teren suplimentar, dar să le modernizăm, practic le dărâmăm cu totul și facem două cămine cu 10 etaje ultramoderne. Câștigăm spațiu, număr de camere și condițiile de locuit pentru profesori, tineri care n-au case, pentru musafiri care vin la universitatea noastră, doctoranți, cercetători științifici, adică, vedeți dumneavoastră, știința se face în bibliotecă, în laboratoare, dar nu poți să o faci dacă n-ai bună bază materială. Infrastructura trebuie să fie, fără discuție, altcumva nu te descurci. Gândiți-vă, nu mai revin așa la cele 10 laboratoare ultramoderne și dotate care se duc și, de exemplu, două sunt în turnul ăla de apă, în structura inferioară, dar avem și la Gigea, și la Rarău, și la Mădărjac, adică le-am și dus distribuit în stațiunile pe care le avem. E important că ați făcut cumva această ordine, că până la urmă e totul spre binele studentului. Nu mai are toate condițiile numai să învețe. Cam asta. Eu vă dau numai un exemplu și vă rog să fiți de acord cu mine. Noi avem facultate de educație fizică și sport. Fiecare facultate are sportul ca disciplină facultativă în planul de învățământ, dar nu avem o bază sportivă. Avem un teren acolo în spatele corpului D, dar nu avem o sală. Și ieri vorbeam cu doamna decan că aveți un proiect pentru natația, notul se face antrenamentul la nu știu ce sală din asta privată, au făcut un protocol cu ei. E nefiresc să ai facultate, să ai disciplină și să... Da. Și avem acolo pe Sărărie, terenul ăla generos, avem puzul, avem acum, se lucrează la studiu de fezabilitate. Până în ianuarie-februarie sper să avem studiu de fezabilitate. După aceea dăm drumul la proiect pe care îl facem pe cheltuiala universității, din fonduri proprii, timp în care suntem atenți la sursele de finanțare. Am identificat 4 posibile surse de finanțare. Le tatunăm așa pe toate să vedeți și care e cea mai bună, una din ele sigur iese. Da, multă treabă. Noi vă urăm spor să ne vedem cu bine și cu vești foarte bune în privința acestor proiecte. Până atunci, sănătate multă și
Să ne revedem sănătoși. Mulțumim mult și încă o dată dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, invitația de a vizita expoziția de crizanteme, de flori de toamnă. Până la urmă este o bucurie, nu? Și dacă vremea ține cu noi, cu atât mai bine. Și mulțumesc și pentru invitația la emisiune. Cu mare drag vă mai așteptăm aici. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă dau întâlnire și miercurea viitoare. Până atunci aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.